United Kingdom, Kingdom da? Marea Britanie, guvernul condus de Liz Truss și Partidul Conservator în haos total după demisia ministrei de Interne, asta era ieri. Astăzi Liz Truss a demisionat, nu știu cât a stat, 40 de zile ceva de genul ăsta. Ce se întâmplă cu liderul la nivel cum zic analiștii leadership-ul la nivelul european? Ce se întâmplă, mare Jack? P în primul rând, ea este una din Victimele a ceea ce tot discutam noi, că vremurile de criză au găsit în fruntea statelor occidentale mâncători de semințe. Trotinetiști și trotinetiste. Îmi pare rău, un om care merge, nu, dacă dă cu piciorul pe trotinetă, el te interesează gogea eu ăla să mergi cu, cu barbă pe trotinete. Asta e copii, dar eu le zic trotinete. Lăsați-i pe aia așa. Nu, nu, e foarte important, adică... Dar în mintea copiilor, da? da? La ei, ei, ei sunt în Marea Britanie, că nu e, sigur că unii glumesc, dar ei sunt chiar într-o criză profundă. Brexit-ul a fost un dezastru pentru ei, pentru că în momentul în care, deci, normal era să plece conservatorii, da. asta fac eu o teorie, care au, in, au făcut Brexit-ul, da. și să vină un fel de Churchill care să administreze Brexit-ul. Pentru că Brexit-ul a presupus o creștere a birocrației, a presupus niște probleme uriașe, da? Da. A nimeni de Johnson. Și să administreze el. După el a venit pupila lui. Care era un fel de variantă feminină a lui. Da. Bun. A, colac peste pupă, zăghini, a venit războiul din Ucraina. Și atunci, în fața unui lider ca, ca el, ca ăla, s a mai adăugat marile probleme, pentru că, totuși, Marea Britanie în prima linie. Alături de nu întâmplător, Biden, de Statele Unite. De statul... Și, ei în loc, uitați, iar la ea mi-am spus din star că nu are nicio șansă, pentru că, iar după ce a fost aleasă în premier, primul lucru pe care l-a făcut la Pupă Pățelenski, mai că era un om normal, ea a fost aleasă pentru că chiar Marea Britanie trece pentru o mare. Mi-aduc aminte că v-ați întors atunci din Anglia și a spus. Uh, câte probleme sunt da. în momentul în care se instala și uh, regele și mă rog, și primul ministru abia fusese instalat. Nu, dar eram... Și cu toate astea primul semn a fost legat de Ucraina nu, și de că Este ca și domnul Claus Iohannis care acum la Bruxelles mi-a vorbit jumătate de oră cum ajutăm noi Ucraina dar poporul român el nu-l ajute. Dom'le am înțeles, nu am nimic împotrivă, Dar să se transformă. Deci ea, prea preia puterea, da? da? Și aveau foarte mari probleme, mari, uriașe. A fost, dar el a căzut și a venit ea ca să rezolve probleme. Păi primul lucru, sunt pe ăla, n-am timp, îi spun mâine, poi mă adresez, pe... ca și în că m-am enervat, că mi-am amintit de Iohannis. m că acum, la Bruxelles, deci, Claus Iohannes, de câteva luni, vorbește mai mult despre poporul ucrainean decât despre poporul român. Vorbesc serios, se laudă cum am dus noi cereale, dar ne spune câte drumuri astea ca pentru asta. Bun, am dus cereale și și care e afacerea, că dacă vreau să mă întreb. Noi ce am câștigat. Da. A, ah, bun. Deci aici era inevitabil. Acum e nevoie, părerea mea este că e da. o prostie să mai rămână conservatorii, trebuie să vină, să fie alegeri care, da. indiferent cine va veni la fel, să Pentru că, ca. Ca să faci ceea ce trebuie acum la ei, îți trebuie o, un suport popular dat de vot o lună de zile să tai în carne vie. Bă, Adică reforme, Da, dar, dar nu poți să faci după 2-3 ani de oboseală. Dui, ca să vede ce -a fost după 2-3 ani de pandemie, de fapt, și de slire. Da, nu da, da. Ce a fost în capul ei? Deci ea a, în primul rând că ei trebuia să aleagă pe ministrul de finanțe. Acolo e nevoie de un finanțist. Ea e o Nu, nu, dar auzi, eu eram acolo când se discuta la televizor și făceau chiar presa britanică o lua peste picior. Pentru că în condițiile în care ei au un deficit bugetar uriaș, nu mai au bani, pentru că Brexit-ul i-a obligat să aducă o nouă birocrație, presupune de -astea, ea a venit să taie, cum să spun, să taie impozitele. Incredibil. Și în acel moment a căzut lira sterlină da. din punctul ăsta de vedere. de pe, citește de pe WhatsApp, da, scuze. Da, continuați, iertați-mă. Am, am înțeles, am A venit o, o informație care este absolut extraordinară. A căzut guvernul. Nu, nu, nu de asta. E o analiză uh, care zice așa, va pune capăt America visului lui Zelenski. Consensul pe război pare să slăbească în Statele Unite. Chiar dacă drone camicaze plouă pe Kiev, starea de spirite asupra Ucrainei se schimbă în SUA. Între mai și septembrie, ponderea americanilor, care sunt extrem sau foarte îngrijorați de o înfrângere ucraineană, a scăzut de la 55% la 38%. Dintre republicani și dependenți de orientare republicană, 32% spun că SUA oferă prea mult sprijin pentru război, în creștere de la 9% în martie, 32%. Și, mă rog, analiza este pe Marius nu știu dacă v-am trimis-o. Nu știu care va fi soarta războiului, dar inclusiv americanii, nu mai vorbesc despre Europa, se întreabă, domnule, la noi de ce Ajutăm atât de mult Ucraina în defavoarea noastră. Dacă e criză, că. Uite, astăzi îmi spunea cineva că se cumpără botoșeia de iarnă în Franța foarte mult. Cum se chemau? Botoșii, cred că nu știu, boy, pâsla, dintre aia, pâsla, aia, aia care aia, se purtau iarna. Da? Rusia avea asta. Da, 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 nu se purtau pentru că o să fie frig la iarnă în, în casele francezilor. <coughs> Și atunci, întrebarea este, va continua? vor continua sancțiunile, vor continua sprijinul americanilor, ce vor face englezii. Mă că problema nu este sprijinul, că nu asta costă. Cred că în fiecare emisiune noi am discutat acest lucru. Economia mondială de până acum este globalizată. Economie globalizată, globalizată, așa ne-au învățat ei, americanii, da. nu noi. Da. Ce au zis ei în 90, da? Să nu ne mai apucăm să vorbim de națiune, că, mă rog, nu mai e, să nu mai vorbim despre pământ, că nu mai e bucata de pământ din punctul ăsta de vedere, și ne-au spus că un lucru foarte simplu pe care eu am primul în calitatea mea de comunist, l-am vrut-o la cap, anume, face unul un telefon mai ieftin din Guatemala, îl cumpără toată lumea, vrea să cumpere, vrei, vor americanii să cumpere telefoane, toată lumea, fac ce unul bun și mai ieftin, simplu, da? Da. În momentul în care a început să producă China din ăstea, ei, în puturoșenia lor, în loc să, americanii, să zică, băie, ne lasă în urmă cu tare, hai să facem și noi, a zis, nu doamne, gata, embargo pentru Huawei. Asta, asta a contrazis toată doctrina globalizării. Doi, în globalizare nu mai există că o țară care capitalist produce o mașină Mercedes în Germania. M-am mai zis, roata e de nu știu unde. Ei, acum, de exemplu, urmează o criză și trebuie să vând și eu niște tablete, că am făcut o paranteză, că da. le-am, pentru că uh, nu mai uh, au blocat uh, producția de cipuri din China. Chip înseamnă tabletă, înseamnă mașini. Uh -huh. Deci toate aceste lucruri, lungirea războiului nu înseamnă lungirea efortului, uh -huh. înseamnă lungirea tulburării. Și în această economie globală unde fiecare depinde de fiecare, unde mâna de lucru e, nu știu unde. Asta e global asta înseamnă globalizarea. Păi